tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. 5. Toți mușchii corpului tău sunt relaxați și imobili, iar corpul tău este greu și afundat în fotoliu. 4. Acum și mintea ta se relaxează, se golește de gânduri. Toate gândurile au plecat. Lasă-le să plece. Trei. Orice sunet din afara ta te adâncește în hipnoză mai mult și mai mult și mai mult. Doi. Unu. Numărela de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Sebastian. 1. Doi. Trei. Da. Da, îl văd. Da, este al avens acordului. Îl văd agitat. A prins în sensul că răzvrătit. Da. Pe cine? Pe tot ce se întâmplă în viața lui, în jurul lui, ce simte, ce nu înțelege, vrea să înțeleagă, vrea mai mult, vrea să cunoască și simte că e oprit, simte că e blocat. Simte că e îndrumat, poate chiar inclusiv în direcții greșite, împins în direcții greșite și își dă seama că e sabotat, să zic așa. Și e foarte neliniștit, agitat, răzvrătit în sensul ăsta. Bine, da. A vieții, a acțiunilor vieții, a sensului vieții, a scopului vieții. De când e agitat așa? De când se știe în viața asta? Mai agitat așa în sensul ăsta de vreo 4 ani, 4-5 ani. 4 ani mai exact. Adică de ce? Dar de-a lungul vieții spune că el se vede pe el că se comporta ciudat și
nu înțelegea de ce se poartă așa, de ce este, de ce are un astfel de caracter. Adică el despre el. Când se vedea? Cu sau înainte? Se vedea tot timpul. Și înainte își mai dădea seama, mai avea niște episoade de conștientizare a lui, propriei în personalități, caracter, energie, acțiuni. Sunt lucruri pe care le fac, le-am făcut în viață și în momentele alea, zice, nu-mi dau seama de ce reacționam așa, îmi dădeam seama că nu fac bine, dar făceam în continuare la fel sau nu își înțelege acțiunile, stările. Acum că poate să stea să se analizeze pe el, nu înțelege de ce făcea ce a făcut. Păi da, și de ce e mai agitat acum? De ce e tot agitat? Acum este mai agitat în sensul în care vrea să înțeleagă lucrurile și numai nu vin informațiile atât așa cum trebuie, clare și, adică, clar, explicat, frumos, clar, toate sunt ambigue, toate cine sunt... Cine ar vrea să îi le explice? Răstălmăcite, toate sunt cu înțeles, cu subînțeles, cu, zice, toate sunt de descifrat, zice, de ce nu sunt informații clare? De ce trebuie să stau să descifrez, să-mi dau seama, să analizez? De ce nu este totul clar? Totul adică în sesiunile noastre care le urmărește partea conștientă, Sebastian, de 4 ani, nu sunt clare lucrurile? Spune că ar fi clare dacă n-ar mai apărea alte semne de întrebare, zice. Că totul aduce mai multe întrebări. Totul, îl împinge să meargă mai în profunzime unde apar mai multe întrebări. Deci, se dezlipește așa strat cu strat. Dar cu fiecare strat care se desprinde, apar mai multe întrebări, zice. Și e greu să vină explicații clare despre tot odată. Dar cine să facă explicațiile clare? De unde să vină? Din cer? El așa le-ar vrea. Explicațiile vin din conștientizarea ta. Tu ți le explici. Păi asta, ți le dai. Pe chestia asta îi se pare că e de lucru și cumva, zice, vin ceea treptat ce și nu vin... Zice, e ca și... Zice, ar vrea o carte explicită, cap-coadă, care să explice tot odată. Și păi bre, cartea aia este a ta, trebuie să o scrii tu despre tine. Păi și pe în niciun caz pe aici n-ai să o găsești cartea aia. Da? Zice că problema este că această carte, ok, e a mea, o deschid, o citesc, dar paginile încă sunt goale, nu înțeleg ce scrie în ea. Dacă scrie, sau dacă scrie ceva. Sau apare pe rând treptat, zice, câte păi pe rând treptat, ceva ce înțeleg. Că tot pe rând treptat, repede. Da, tot pe rând treptat, ai și adus, ai acumulat programe, stereotipii, minciuni, din nu știu câte experiențe, nu numai din asta. Iar din asta, ai luat câte cuprinde de la cartea aia neagră care a fost dus din copilărie, care se numește Biblie. Palea acum trebuie să le înțelegi, să le explici, să le ștergi toate acele programări. Da, dar și din privința asta e nerăbdător, ca să... Așa văd, nerăbdător. Nerăbdător, dar partea fizică, mintea fizică, uite, ne zice Sebastian, am dat jos icoanele de pe pereți, dar le-am pus una să se pupe una cu alta după un dulap. Păi, cum le-ai dat jos ca să le faci ce? Nu e încă clar informația ce și cum. Dar zice în același timp că a văzut sute, poate 1000 de 4 ani. De 4 ani avem 2000 de sesiuni, cel puțin. Făcute în 4 ani. Păi și n-a fost clar că în câte am vorbit despre icoane, portaluri, religie, Biblie, Iahve, Tasu, Fisu, cine mai era? Pentru el e clar, spune, dar e greu să acționezi într-o lume în care ei sunt stăpâni, zice. Și stăpânesc pe mulți alții în jurul tău
și te blamează, zice, sau te văd, se te privești ciudat sau te fac chiar nebun, când poate tu e singurul normal. Exact. Dintre ei, și dar nebunii nu se văd pe ei nebuni, ci văd pe alții așa, care sunt și diferiți. Și pe noi ne interesează ce văd nebunii? Nu, dar e greu, zice, să trăiești așa sau să continui lupta asta, inclusiv cu tine însuți la un moment dat. Așa o privește că, tocmai că nu e nicio dificil. Luptă, Sebastian. Este renunțare. E renunțare la prostiile cu care ai fost programat. Dar le înțelegi ce... că sunt prostii și le lași. Ceea ce i-aș mai spune, care m-am lovit și mă lovesc în continuare de părerea celor din jurul meu la ceea ce fac, e pur și simplu nepăsare despre ceea ce spun ei despre tine, despre părerea lor despre tine. Trebuie să nu-ți pese. Să nu-ți pese. Da. Adică efectiv, ce treabă ai tu, nu că nu-ți mai pasă ce părere au alții care sunt plini de entități, necurățați, da, inconștienți. Deci cum m-ar putea pe mine interesa ce spune vecina de peste două case sau ce spune nu știu cine din familie, care oricum nu mai am nicio relație, că n-am, că eu și așa n-aveam familia proprie, eu n-am frați. După care... nu știu, cumnate sau cumnați sau pe cine, prieteni care sunt, îi știu, eu știu la ce nivel sunt, înțeleg, că eu înțeleg că ei nu înțeleg nimic și adică să mă intereseze pe mine ce părere au. Păi ce validare să te dau eu la ăștia? Să ajungem să gândim așa și atunci nu o să ne mai afecteze ce păreri au alții despre da, noi. Eu am ajuns. De ce n-ajunge și Sebastian? Și n-a ajuns până acum. Și eu. Sebastian... înțelege și el treaba asta, partea subliminală, dar încearcă încă cumva deci, cu fundul în două luntre, să păstreze niște aparențe în fața unora. Bine. Hai să vedem. Hai să-i spunem să se liniștească un pic. Da? Să se calmeze. Că uite... partea lui fizică, mintea, deja a luat o hotărâre excelentă, și anume de a cere această introspecție, această sesiune cu noi și de a afla și înțelege mai multe lucruri. Deci deja a făcut un lucru mare, da? Și atunci se liniștească, ia să vedem, poate se liniștească partea subliminală. Ce? Partea subliminală zice, da, arată mușa, ies și totul e bine, zice. Cum adică? Adică să fie totul, adică arată mușa pe unde, unde să ies și gata. Deci aici îl strânge, aici da, îl strânge unde da, este. Da, strânge toate mă strâng, mă contorsionează, zice, mă apasă, mă blochează, inclusiv... zice, situația cu copiii, atașamentele, viața în sine care o trăiesc pe pământ, zice, care sunt în această societate, sistem și trebuie să facem lucrurile încă așa cum se pot face, nu cum vrem noi, zice. Bine. Hai să începem prin a, zic eu, să începem de undeva, da? Prin a conștientiza. Cel înconjoară, sau mai exact toate ce este, înconjor, zice. Nu, sau mai exact ce este în interiorul lui, în sfera lui energetic. Ei, că e parte subiectă. Da, e foarte multă energie apăsătoare, așa o simte, că la pasă, toate din jurul la pasă. Sunt foarte multe amintiri, văd, care... Nu le-a dat drumul, niște remușcări, niște păreri de rău, cum s-a comportat, ce acțiuni a avut, a făcut, autoreproșuri, de ce atunci n-a văzut și n-a înțeles ca să nu acționeze așa, de ce atunci am greșit când puteam să iau altă decizie, de ce n-am gândit, de ce n-am văzut. Multe reproșuri văd. Vinovății și astea îl apasă. El, văd și o autocritică
a lui, la el, care îl țin blocat, dar astea sunt induse. Deci toată energia asta o văd grea în sfera lui energetică care la pasă vinovățile. În primul rând să scoate afară toate astea, acum. Pe toate îi pare rău de cum s-a comportat, cum a vorbit, a acționat, deci toate astea. Deci scoate el pe afară. El se analizează și nu-i place de el. Spune-i să desfacă dopul și să dea drumul la supapă. Cât număr eu de la 1 la 3, lasă să iasă afară toate aceste acumulări care fac presiune, da? Sunt sub presiune. Toate afară. Tot ceea zice ce... Bine, zice, fac da? O gaură, hai. Faci o gaură, pe unde așa. Lasă să împinge. Împinge totul da? Afară. Spune-le, zi să spună toată lumea la o parte. Ăia care erați aici, că vă zbor cu gazele de eșapament, cu tot. Cu tot ceea ce iese. Înțelege ce am vrut să zic aici? Da, înțelege. Adică ce să înțeles faptul că nu trebuie să fie lăsat, nu trebuie să se împiedice de nimeni ca el să facă ce trebuie să facă, ce vrea să facă. Asta unul și încă n-am înțeles ce am vrut să zic. Bine, dă drumul la, hai, face gaură. Lasă să iasă. Ok. Lasă să iasă, da. Împinge totul până când golește. Tot. Golește toată sfera lui, de toată încărcătura asta, amintiri, emoții, idei, gânduri, programe, autoprograme, vinovății, remușcări, rușine, toate. Ego, inclusiv ego care îl împiedica multe lucruri. Să-ți dea de foc. Pe unde ies toate astea, le dă foc. O etichetă, pac! Și pe măsură ce iese, sunt ca gazele, ca și gazele de eșapament. Le-a ars. Mai are niște implanturi pe care acum le simte, le vede. Unde le simte? Gât, cap, urechi. Da. Peste ochi are ca o bandă legată de ochi. Piept, peste tot pieptul, acoperă inima, pieptul. Mai are tot așa o bandă care acoperă mijlocul, bazinul. Și tălpile, de la glesne jos, tot ca o bandă se vede. Asta îl ținea legat de picioare, mijlocul ținea legat de frustrările legat de familie, de programul familie. Pieptul, cei la piept văd că îl ținea legat și blocat în a se ridica, a se arăta, a avea curaj și, cum să spun, îl ținea să nu poată să dea piept cu lumea. Dar ce mai să dea piept cu lumea? În tinerețe. În sensul bătăi. Că... Nu, în alt așa. Sens. În alt sens. În sensul de a face lucrurile pe dorința lui. Deci, banda asta neagră a pieptului dădea piept cu ceea ce vreau entitățile să dea piept. Deci era... Dar el știe acum de entități? A înțeles? Cine dădea piept? Acum înțelege că totul îl făcea să se comporte diferit de cum vroia el sau cum ar fi vreo partea subliminală sau cum ar fi fost natura lui. Deci era controlat, era... Dar de cine era controlat? Deci, hai bine, hai să vede astea, da? Implanturile. Da. Da. Le ia și le scoate. Le scoate. Fiecare în parte, încet. Da. Da. Ca să nu demoleze ceva din structuri. Da, le-a scos încet și le dă foc și ăstora. Nu, înainte să le dea foc, vreau să spună, proprietarii acestor mecanisme. Stringurile încă sunt, stringurile da, se văd. Să spună proprietarii acestor mașini, mecanisme, sunt invitați fiecare la mecanismele lui. Acum.
Ok, apare un demon, un dracu reptilian. Da. Doi arhoni. Și mai este un lux. Și mai este un string cu o mantida, dar mantida e aici. Aha. E departe. Se vede văd amprenta energetică. Da, da. O aduce. Deci dacă are de-astea puse... Deci cine s-au prezentat? Toți s-au prezentat ăștia, mai puțin mantida care e departe? Da. Bine. La fiecare le pune... Îi pune fiecăruia, adică să-și ia fiecare mecanismul propriu. Toți sunt legați la fiecare mecanism, implant. Toți au legături cu fiecare implant. Ok. Atunci toți împreună îmbrățișează aceste implanturi și mantida, dacă a pus, e invitată să vină. Mantida apare ca o hologramă doar. Amprenta energetică, nu? Bine. N-are madaste. E ieșită... Da. De două vieți ale lui e ieșită. Okay. Dar are amprenta energetică care e ca un program. Adică și ea cotă parte de energie. Da, și ea cotă parte. Și acționează prin amprenta ei. Prin ăștia toți, așa îmbrățișați cu Marfa. Da. Le taie, dacă se observe partea subliminală, că au niște stringuri, niște legături cu el. Da. Să-și facă acea rază laser și să le taie alimentare. Da, aș face raza și taie de jur împrejur cu toți și toate. Și acum pune pe ăștia toți îmbrățișați, îi bagă, îi îngheață într-un cub mare de gheață și îi blochează. Da. Părțile subliminale cu care avea legături de atașament, de tot ce am văzut mai înainte, vinovății, nu știu ce, îi ia și pune în partea cealaltă. Da. Câți? Cine sunt? Soție? Copii. Mai mulți. Sunt și frați și nepoți. Mamă, și da, sunt și stringuri și de atașament, sunt stringuri și de ură, sunt stringuri și de tot nu știu, inclusiv cu unchi, mături și alte persoane, colegi. Deci sunt multe, cu multe stringuri. Părți. Sub, da. Puși toți. Da, ok. Foarte bine. Și acum... Hai să vedem cum se simte partea subliminală, că ți-a făcut loc un pic mai mult. Zice, simt că mă pot destinde, simt că mă pot mișca, zice, simt că pot să respir. E? Zice, simt că m-am eliberat de ceva care m-a apăsat și acum mă simt ușor, zice. Foarte bine. Hai să ne uităm și să vedem. Dacă vede acum cine sau ce îl făcea toată viața, până acum niște ani, până s-a născut primul fiu, al doilea fiu, să fie atât de violent, să se bătea cu toți, să consume alcool, da? În familie se făcea vin, consumau părinții, părinții, nu știu dacă mama, tata, vorbim, toată lumea consuma, inclusiv el, frați, fiind cel mai mic frate, de pe la 14 ani a început. Care era întrebarea? Cine l-a făcut? Cine a determinat? Cine a tras ori? Îl făcea să fie... Să fie așa, să aibă stările astea. Așa, acționau dracul reptilienii, cei doi și demonul. Cei trei. Deci ăștia trei acționau... Nu, aveam așa, mi-ai zis. Un demon, un dracul reptilian, doi arhoni, un lux. Nu, doi dracul reptilieni. Doi? Doi dracul reptilieni și un arhon. A, și un arhon. Bine, da. Am scris eu greșit. Un demon. Un demon, da, un lux. Un lux, și o mantid. Da, și mantida care e cu string doar. Bine, acționau dracu reptilienii, da?
Da, doi dracu reptilin și arhonul acționau când avea stările de furie și pe consumul alcool. De alcool, da? Da, da. Păi, cum nene arhonul? Deci la tânărul ăsta, tânărul, îngerul îi plăcea alcoolul? Plăcea să bea? Îi plăcea să bea partea subliminală. Draco reptilien și demonul făcea asta. A, și demonul, nu arhon. Ce-am de le încurc? Bine. Deci, ăștia îl îndemna să consume alcool, da? Da. După ce consuma alcool, să observe că dacă erau cantități mai mari, partea subliminală se desprindea ușor de corp sau chiar ieșea de tot, depinde de cantitate. Se desprindea puțin, dar nu în totalitate. De aceea văd că au reușit să-l impregneze și conștient, fără să fie sub starea de ebrietate, să-și păstreze acel comportament de furie, nervos sau ușor agresiv. E bine, sau... dar comportamentul de ce era așa? Cine îl impregna făcea furia? Să se simtă puternic dacă el așa și alții să le fie frică de el. Și bine, dar ale cui erau? Al cui comportament era? Al demonului. Al ei părții subliminale? Nu. Nu. Al demonul entităților erau cele care efectiv îi învăluia capul cu energia lor și îl făceau mereu să stea în frecvențele alea, în vibrațiile alea și să comporte așa mereu. Deci, practic, observă de ce. Sau controlul. Cum? Vede controlul da? Entităților controlul asupra lui, da. Da. Îl îmbătau acum... și în energetic cu acea energie. Acum vreau să vedem dacă demonul și cei doi draco reptilieni era în contract cu ei sau i-a preluat vreunul din ei de la părinți, de la tată. De... E în contract cu ei. Da. Dar erau și unii sunt tatăl? În contract și cu tatăl, da, sau cu alți membri ai familiei, dar el avea contract cu ei deja și dinainte. Iar entitățile comune i-au pus pe aceștia în aceeași familie, roluri apropiate. Exact. Au creat contractul, au creat scenariu de încarnare, da? Da. De când este în contract cu demonul și cei doi dracu reptilieni? Cu demonul de 4 experiențe, cu dracu reptilienii de 6, cu arhonul de 18. Ăsta e cel mai bătrân până acum. Da. Ăsta stă și notează și observă. Arhonul nu face prea multe. Pe tacticianul. Da. E scenarist, o să zic așa. Tacticianul și ceilalți sunt operatori. Da. Okay. Cu Luxul mai are de 8 experiențe. Da. Cu Mantida are de 63 de experiențe. Wow! Deci asta e cea mai veche. Da, și de 2 experiențe și-a instalat un program al ei pe amprente energetică. Ei nu-și mai prea bate capul cu el. Păi dacă... A trecut și ea la AI, da? Dacă a ajuns AI un 3D, dar în 4D sau unde stau ăștia. Bine. Hai să vedem dacă își amintește partea subliminală. A, el a întreagă partea subliminală, că n-am vorbit. A intrat a, este 100%. Ca și partea subliminală, ca și suflet, e 100% aici, dar are fragmente în câmpuri. Desprinse, dar sunt în câmpuri. Da. Bine. Da. Hai să vedem dacă poate să acceseze informația și să vadă când a încheiat contractul cu această mantidă de 63 de experiențe. Da, apare. Da? A viața în Libia apare. Da. Era femeie. Da. O văd... dansatoare. Da. Și a fost învățată de mică să fie dansatoare de la 4 ani. Da. Și
ademenea bărbați prin dans, da. Da. Le crea dorință. Da. Văd un palat, ca un palat aici, ca un loc unde veneau mulți oameni, femei, bărbați, aveau loc tot felul de petreceri. Club. Așa, un fel de club și pe unii dintre ei, nu pe toți, să zic așa, îi adormea, îi băta cu ceva și îi adormea și pe cine unii jefuia. Ea. Ea. Da, partea subliminală. Dar ea din ce mediu provenea? De la 4 ani, cine a învățat-o? Era ea în era palatul o fană, ăsta? Da, a fost lăsată acolo, a crescut în acel loc, era orfană. Adică nu unde știu, acolo? Nu e un fel de, nu știu, e un fel de templu, așa pare a fi, dar nu e templu religios. Nu știu cum să descriu. Unde trăiau multe femei. Ce hai să zic un fel de casă de toleranță, dar poate prea mult spus. Deci ea orfana a ajuns într-o casă de toleranță? Dar nu, cum să spun, nu era la liber actul intim. Se mai întâmpla să existe și acte intime între bărbați, femei, dar în locuri, colțuri retrase. Era mai mult de un club. Ademenire, dar dansuri se făceau, se îmbătau, da. Și pe unii chiar șefuiau, dar nu pe toți, depinde. Deci era un club ăsta, un ce? Un fel de club, da, dar ei îl numeau templu. Da, îți dai seama. Templul lui Afrodita. Dar nu templu religios, nu era un templu. Da, da. Era templu, un... era templu mantidelor, da, să-l numim. Da? Da, cam așa ceva. În ce an e acționer? 604. Da. Era noastră, da? Da. Bine, și pe ea cine a pregătit-o de la 4 ani? Arată ca o dansatoare din aia răboaică, da, da, din buric, așa, da. Cu val din alea văluri. Uh-huh. Exotică din aia, dansatoare exotică, așa da. Arată. Cine a pregătit-o pe ea de la 4 ani să fie dansatoare și să... Femeile de acolo. Deci era aveau... Erau și camere, erau femei care locuiau acolo, erau și bărbați care locuiau acolo. Nu știu cum să denumesc locul ăsta, dar în mijloc mereu erau dansuri, erau petreceri, erau ca deci un fel ăștia de nu erau club, familie se-a. Aici, familiști. Nu, nu. Deci erau niște femei și niște bărbați de moravuri. Era un loc unde unii puteau să vină să stea, dar nu, bine, unii erau primiți să stea, alții nu, alții plecau, alții veneau. Hai era să zic un fel de hotel, motel, ceva da, de genul. Da, da, da. Îți dai seama, cu ce se ocupau ăia în Libia, care erau triburi, organizați în triburi până acum 50 de ani, când Gaddafi, venind prin dictatură, a reușit să-i adune cumva, da? Și să-i facă, că să băteau și să luptau și să tăiau. În deșert, erau organizați în așa fel atunci. Da. Bine. Aici a ajuns fetița asta, au pregătit-o femeile astea și a ajuns dansatoare. Și se ocupa mai târziu cu astea. Când a venit Mantida sau de unde a preluat Mantida? De acolo, din locul ăla. Mm-hmm. Din ceea ce a fost învățată să... Da, și-a făcut. Deci nu era prostituată, dar doar ademenea, dansa pentru ei. Dar... Să zicem că, cum se numesc acum? Îi provoca, să zic, sau nu știu cum să zic. Stripteze. Da, așa, bine, da. Acolo era altfel, nu se compară. Nu se compară, ok. Bine, aici a trăit și s-a ales cu Mantida asta. După ce s-a ales cu Mantida, s-a schimbat ceva din personalitatea acestei fete? Sau Mantida, da, noua atunci, energie? Atunci a început să și jefuiască pe unii. A început să devină mai materialistă, să zic așa. Păi pentru aia și... trăia și făcea asta. Da. Mantida, văd că lua această
energie de ademenire, de provocare. Mm-hmm. Cu asta se hrănea. Păi. Ei nu-i plăcea să aibă contact sexual. La mandidă? Nu, no. Ei, fetei. Ah, așa. Nu se simțea bine când avea contact sexual. Păi avea. Deci, câteodată. Da, dar foarte rar, pentru că nu-i plăcea. De ce? Ce nu-i plăcea? Energia nu-i plăcea, avea o efect fizică. Avea o durere, da? Mereu. Ea Aha. Nu simțea plăcere, simțea durere. De ce avea durere acolo? Uite, te avea implant pus de mantidă? Avea implant, avea o malformație, văd că în fizic. Mm-hmm. Bine. Vreau să vadă parcă... Și atunci ea s-a folosit doar de trupul ei, de frumusețea ei, ca să demenească doar. Mm-hmm. Hai să vadă partea subliminală că în această viață, în această experiență, a venit tot în urma unui contract de încarnare semnat înainte de a veni cu niște alte ființe. Da. Da? Că a experimentat ceea ce trebuia să experimenteze și a jucat rolul care îi fusese dat înainte de a veni în experiență. Da. Vede acest lucru, își dă seama de înțelegere, de... Cu cine făcuse înțelegerea înainte? Arhonul. Cu Arhonul. Care apoi observă că, nu știu, dar ia să se uite, la contractul ăla îi spusese Arhonul că o să facă contract cu o nouă entitate, și anume mantidă? Asta e puțin... Nu, acolo nu avea Arhon, aici avea Arhon, aici, viața asta. Așa. Și acolo, acolo era cu Ra. Uh-huh. Cu Ra a semnat acolo. Bine, și spusese Ra că o să mai vină alte ființe care să facă contracte. Nu, nu. Când partea subliminală e dată, trece la altă entitate, nu îi se aduce la cunoștință. Uh-huh. Și de obicei e trecută la altă entitate în timpul vieții, inconștient, de fapt. Da, prin acceptul ei, prin comportamentul ei din fizic. Și atunci... Din fizic inconștient, adică conștient, inconștient. Da. Da? Da. Da. Bine. Observă partea subliminală, da? Așa poate să observe și cum a încheiat acorduri cu celelalte entități. Tot în urma unor contracte de încarnare... Pe rând cu celelalte ființe care le are astăzi în câmpuri, aceeași modalitate de a-i lua contract acord, tot așa în timpul vieții, prin situații, întâmplări trăite, veneau entități care apoi au rămas în câmpurile ei și a creat un contract cu el. Bine. Aceeași modalitate, același sistem îl vede. Hai să vedem, Ela, hai să-i dăm sfera informațională sau dacă poate să-și o acceseze singură partea subliminală, acele informații pentru care era nerăbdătoare, că nu erau clare, nu putea să le acceseze, care i-au fost ascunse, blocate. Da. Și mai dăm și tot ceea ce noi cunoaștem și am aflat până acum. Da. Primește? Da, le primește. Le desface, le descifrează. Acum vede mult mai departe. Mai departe de planeta asta vede. Da, vede, își vede toată linia, vede multe vieți, multe avatare, multe experiențe, planete pe care a fost, deci vede că Pământul nu e totul. Acum spune că înțelege mai multe și acum vede că, de fapt, lumea asta de aici, percepută în această fizicalitate, nu e totul. Și asta vrea să știe cum să plece, cum să iasă din capcana asta, zice. Mm-hmm. Ia să vedem câte experiențe a avut pe planeta aceasta, 3D. Of, multe, 826. Okay. Hai să vedem, să se uite prin ele, să le înțeleagă. Ce fel de experiență, ce a trăit,
ce a experimentat cu unii, deci cu alții. Poți să înțelegi acum, poți să înțelegi când le vezi pe toate într-o linie. Mm-hmm. La viață după viață, ieșind conștient sau acaparat strict de energia acelei vieți, nu înțelegi mai nimic și ele te folosesc mai departe în uitarea ta, se folosesc mm-hmm. de tine ca să rămâi în continuare la picioarele lor. Adică să, în neștiință, că mai și șterg informațiile și le blochează, adică nu le șterg, le blochează, le vede. Viață după viață vede că au făcut asta. Păi... Deși dorința lui ca parte subliminală când a venit pe pământ a fost ca să înțeleagă manifestarea energiei pe pământ, dar numai pe asta n-a putut să înțeleagă până acum din cauza reprogramării părții subliminale viață după viață. Zice, vreau să cred că la final, dar nu știu când ar fi fost finalul, sau poate că este acum, iar l-ar fi lăsat să vadă ceea ce vede acum. Eu dar spun că nu l-ar fi lăsat, exact, nu l-ar fi lăsat niciodată să vadă ceea ce vede acum. Pentru că ele știu, ființele acestea, că dacă vezi, vezi informația, ce o înțelegi, ce o accesezi, nu mai stai. Și atunci ele n-au niciun interes să te lase să vezi informația. Bine, de unde a venit pe planetă? A venit de pe o planetă de 5D. A coborât pe Terra când era în 4, în Atlantis, dar Atlantis la începuturi, când se desprinsese, când era căderea dintre 5, între 5 și 4, a avut foarte multe experiențe 4, în pământ. 4, pământ, da. A fost fascinat la început de pământ, de experiențele de aici, de diversitate, de dualitatea care putea să o vadă, să o perceapă, dar nu era încă atât de extremă cum e acum în 3. I-a plăcut mai mult, dar spune deschiderea Terei la diversitate a făcut-o să accepte sau să dea voie să vină și ființe care n-au avut intenții decât să controleze pe alții, n-au avut intenții să înțeleagă diversitatea, ci doar să vină să acapareze, să cucerească și asta au și făcut, zice, au cucerit încet, încet. Bine. De unde? Da. De, a venit și ca și conștiință din 5? Da, din 5. Osiris. Osiris. Osiris este o planetă. Și o zeitate din, Osiris. Da, este denumită după acea planetă. Da, ok. Sunt niște legende, probabil. Face parte din sistemul Sirius. Pe Sirius 5D, da? Da. Da. Și de acolo au venit mai multe părți subliminale. Au venit și cu nave alte părți subliminale. Da. Deci au venit în masă pe pământ, spune atunci. Da? De ce? Din rasa lor. De ce în masă? Osiris era numele unui zeu, unei așa. O zeitate, este și o zeitate. Da, unui personaj din Egipt. Da, un și? Faraon, parcă, sau... Nu, nu e faraon. Sau este zeu. O zeitate, Osiris. Nu știu, nu e faraon, o zeitate. Dar de ce au venit ăștia în masă de pe Sirius? Pentru că pe pământ se puteau face multe modificări genetice pentru a crea diversitate. Și a venit la pomul odată. Da, și pământul era o planetă care putea să susțină diferite forme de viață. Uh-huh. Deci frecvența lui era vastă, largă, lărgită și susținea multe... Deci pe ei interesau experiențe genetice. Erau geneticieni, erau biologi, erau ce vreau să știe. Interesa dezvoltarea diversității, spune. Se putea crea diversitate, avatare multe, diverse. Făceau deja pe planeta lor?
Acolo am încercat multe, dar nu le ieșau experimentele din cauza benzii de frecvențe reduse a diversității. Adică nu, cu cât banda e mai mare, cu atât se pot combina mai multe. Da, ADN, și viața da? E susținută de planetă, vibrația planetei. Bine, ce și nu pe toate planetele se pot face astfel, se poate crea atât de mare diversitate de avatare. Bine, păi ei în ce avatare erau acolo? Sunt umanoide, dar trăsături diferite față de oameni. Au un nas subțire, lunguieț, o față, un cap lunguieț și o față lunguiață. De la cu capul în sus, așa? Lung? Ușor, sau și în spate, oblic? În spate ușor, da. Alungit, dar fața era lungă. Da. Era alungită, cu nas lung, ochi subțiri, așa, tot așa ușor alungiți, niște trăsături foarte fine, să zic așa, de umanoid, aveau niște urechi tot așa lungi, fața, dacă o comparăm, era de jumătate de metru, cu niște trăsături fine, subțiri, alungite. Ce culoare avea pielea el? Un alb albăstriu, un albastru deschis spre alb. Cu ce erau îmbrăcați? Aveau pe ei niște robe din astea pelerine. Da. Pelerine le acoperea tot corpul. Corpul lor era subțirel. Pelerinele tot așa sandale? Lungi, subțire, nu. Nu purtau decât pelerina, atât. Bine. Ce relație aveau? Aveau corp emoțional? Siriusieni ăștia? Osirișii ăștia? Aveau, da. Știi cu ce seamănă, cum mi-a venit ca imagine? Nu știu dacă ai văzut, sunt unele statui cu fețele alea lunguiețe, ovale lungi. Da, dar mai lunguiețe mai era lungi. Pe vremea aia. Bine. Dar Aha. Sunt similar cu statuile astea, așa, cu fețele ovale lungi. Bine. Nu le știu eu. Dar din ascultătorii noștri, da, probabil că îi ajută. Care da. Știu care. Așa, ei ce relație aveau între membri în comunitate? Familiaritate. Adică, păi și eu, și noi avem familiaritate, că mă cunosc cu mama, cu tata, cu vecinul, cu suntem familiari. Așa se comportau toți între ei, nu își făceau diferențe că e mama, că e copilul sau că e vecinul. Pe toți îi considerau familiari, toți se considerau așa între ei. Familie. Toți se considera că au legături strânse între ei, unii față de alții. Păi chiar se gândeau la ADN-ul lor. Da? Da, că ADN-ul lor este unul singur. Erau sexuați sau asexuați? Asexuați. Cum procreau? Cum aduceau? Cum creau un corp ca să vină o esență? Cu cum mintea, se mulțeau? Da? Cu mintea. În momentul în care vreau să procreeze, văd că se așezau doi față în față, închideau ochii, în momentul în care începeau să se concentreze pe a procrea, apărea în fruntea lor o luminiță, ca și un bec care se deschidea, o luminiță, și își atingeau frunțile. Și? În momentul ăla, amândouă ființele începeau să crească în piept o ființă nouă. Deci făceau un două ființe. Fiecare își făcea ființe. Da, două da. Ființe făceau. Da, asta. Da. Da. Okay. Și creștea în pieptul lor. Și la un moment dat, deci nu se vedea pe ele că ar fi însărcinate, singurul lucru ce se vedea e că pieptul strălucea. Era o lumină în pieptul lor, strălucea, și la un moment dat, după un anumit timp, acea lumină ieșea din pieptul lor ca o sferă de lumină și se desfăcea, se despica cum ar veni, ca un cocon. Și apărea un avatar adult, direct adult. Bine. Poate de aici a venit inspirația lui Sebastian să pună icoanele să se pupe una cu alta. Ela.
sfat. Ia uite-te să vedem. Da, poate fi. Să vedem astea ce au creat, dacă le-a pus pe icoane să se pupe. Ce s-a întâmplat în plan energetic? Că mă interesează, adică e curios, o curiozitate asta, cu icoanele puse așa. Observ că în momentul în care tu nu le mai dai atenție, energie, ele se restrâng ca și energie, ca și putere și ca și portal. Dar nu vorbim de asta. Vorbim ce se întâmplă strict în energetic, punându-le așa, în poziția asta. Că oriunde ar fi și pe tavan dacă este și nu le dai atenție, ea se restrânge, nu mai are putere. Dar punându-le așa pe astea, măsa cu fisul, cu tasul, cu nu știu cine, cum zic eu. Ce se întâmplă în energetic? Își unesc energia două entități, își unesc puterea, să zic și? Așa. Ce se întâmplă? Și pot acționa, pot face acțiuni. Deci se potențează. Se potențează, da. Ai văzut? N-ai făcut bine. Sebastian, da? Bine, lasă că o să închidă portalele din astea și să le ducă. Bine, da. El am văzut toate aspectele astea. Partea subliminală vrea să mai facă experiențe de acest tip pe planeta aceasta, în această dimensiune, cu coordonatori, cu tot de felul cum a făcut până acum? Nu. Nu mai vrea. Nu mai vrea. Dacă nu vrea mai vrea. Liber. Bine. Vrea liber, dar înainte de asta să-și extragă energia din toată linia experiențială. Asta, contaminată. Da. Da? Da. Și colapsează linia cu toată ce însemnat ea. Toate, nu mai există energie. Cade. Da, o retrage complet, o curăță, o purifică, o deprogramează și o reintegrează și linia se usucă, cade, se colapsează cu toate acordurile, contractele, entitățile. Totul colapsează, se dizolvă, da, toată linia. Să își deschidă portal dimensional, deci nu are nevoie de portal dimensional, da, are destule experiențe făcute, nu știu ce, dar ne-a zis că ar vrea niște experiențe libere să facă împreună cu membrii familiei actuale, soția, părțile da, lor. De asta copii. Are nevoie, pentru că acolo erau și sunt încă atașamente emoționale, de da, se simte legat, se simte atașat și asta, pe asta le-ar putea aduce înapoi, le-ar putea lega înapoi. Mm-hmm. Și, da, și vrea să înțeleagă relația de familie, da. Bine. Și să rezolve în aceste experiențe, deci ea, partea subliminală, își proiectează, ea execută experiențele, ea introduce în experiențele ei ce părți subliminale dorește, cu cine vrea să echilibreze energiile și tot ea să rezolve din această experiență toate aceste vinovății. Făcând experiențe libere, toate aceste vinovății care ni le-a spus la începutul sesiunii, care bineînțeles că îi fuseseră și induse, dar erau și vinovății proprii, rezultate din comportamentul desigur manipulat, care el l-a avut vis-a-vis de soție, vis-a-vis de copii, vis-a-vis de alții, vis-a-vis de așa. Deci rezolvă, urmărește să rezolve toate aceste dezechilibre. Da. Bine, număr de la 1 la 3, își deschide portal, intră în portal și cât număr de la 1 la 5, face, proiectează, execută aceste experiențe. Urmărind, bineînțeles, ce am spus până acum, dar și să-și crească parametrii corpurilor dacă nu erau energetice, dacă nu erau destul de dezvoltate, da? Spre 100. Da. 1, 2, 3, intră în portal. 1. 2, 3, 4 și 5. Iese afară. Da. Câte experiențe a făcut el? 700. Da. Parametrii corpurilor la începutul sesiunii și acum? Da. Corp sexual înainte era la 68, acum este la 96. Da. Emoțional era la
57, oscila între 50 și 70. Uh-huh. Acum este la 98 și corp mental și acesta oscila între 60 și 80 și acum este tot la 98. E, cum se simte acum partea subliminală? Ușurat. Zice, simt că am energie, că pot să manifest ce-mi doresc, că pot să-mi creez realitatea cum doresc, pot să resping tot ce nu-mi place, tot ce mi-ar face, pot să rezist în fața oricăror astfel de ființe din realitatea asta care s-ar apropia de mine. Se simte conștient, se simte foarte bine, zice, liniștit. A făcut experiențe cu soția, libere, cu copii? Da, a făcut, ca să înțeleagă relațiile, atașamentele, să înțeleagă iubirea necondiționată față de ei și totodată să înțeleagă și independența fiecăruia, și a lui și a lor. Foarte bine. Da. Hai să deschidă un portal de curățare care să-l programeze, fiindcă nu l-am folosit, nu l-am deschis, că am folosit cealaltă tehnică, da? De colapsare a liniei, pe care să-l programeze să se activeze de fiecare dată când simte în jurul lui, sferei lui energetice, că se apropie energii, ființe care au noi intenții de vibrație înaltă, da? Ăsta se deschide portalul și le absorbe direct. Da. Hai să facă sfere informaționale cu toată iubirea lui și să trimită către toți membrii familiei actuale de care ne-a spus în sesiune. Mamă, tată, plecați! Da. Primesc? Da, primesc toți. Toți membrii plecați. Familiei extinse. Bine, verișori, toți, da? Copii, nepoți. Hai să-i dacă soția parte subliminală primește. Da, primește și ea. Copiii primesc? Da, primesc și ei. Bine, și toate părțile subliminale, către toate părțile subliminale pe care le-a cunoscut pe toată linia experienței. Da. Tuturor le dă sfere să cunoască toți ceea ce nu cunosc, zice. Da. Foarte bine. Hai să vedem, Ela, să răspundem la întrebări. Vedem ce întrebări ne-a pus. Da. Ce în 2022 mi-a furat mașina. Deci el în valoare decât. Am avut furt, incendiu la bancă, adică nu știu... Deci cei banca la care avea credit l-au pus să semneze o hârtie și că e de acord să iei banii, au luat banii de la asigurări și lui nu i-a mai dat nimic. Și a rămas fără mașina furată și fără bani. Au luat ei toți banii. Ce a fost, dacă a fost karmă sau altceva? Sau entitățile? Da, a fost karmă cu două PS-uri, două părți subliminale care una care a furat mașina și una de la bancă. Deci le-a fost furat pe două părți, nu? Da, 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 de două. Da, deci din două direcții a fost furat. Bine, ăștia au primit? Te-a trimis sfere informaționale? Da, au ajuns la ei sferele. Bine, ce absorb facem? Mai încet, dar sunt la ei, da. Facem casa în comuna lui, da, la Bacău, de unde sunt ei. Când merg la casă, simt o energie și o emoție de nedescris. Am cumpărat pământul, am făcut casa cu soția împreună, dar nu reușesc. Acolo îi se face rău. El mai lucra, da? În concedii. Când ajungea, ba îl doare spatele, ba răcește, îl trage curentul, ba nu poate să lucreze. Ne spunea că are materiale cumpărate, dar nu poate, n-a reușit să termine. Ce se întâmplă acolo? Sub casă văd un portal deschis, dar e un portal format din două portale suprapuse. Așa. Deci a fost un portal mai vechi, apoi s-a deschis încă unul și acum sunt suprapuse cele două portale și absorb foarte multă energie a tot ceea ce el încearcă să construiască acolo, să facă.
Asta îi făcea și rău când ajungea acasă? Da, da, și asta bine. Și îl împiedica în demersurile de a ridica cât mai repede și ușor casa și de-aia are loc și anumite piedici pe care le tot întâmpină. Face niște sfere cu lumină de cea mai înaltă frecvență, cu iubire. Și își face un tun și bagă pe tunul ăsta sfere una după alta și trage direct în portalele astea până când... Da, trage în portale cu toate sferele astea de lumină, de iubire și umple portalele respective cu această lumină până când se închid, se neutralizează și acum le sigilează și sub casă, între casă și aceste portale, foste portale, pune ca o pătură de lumină, ca sigilează de fapt tot terenul, tot sub casă, astfel încât casă să nu se mai poată să se mai deschidă nimic și casa o învăluie, o îmbracă de asemenea, o tapetează, o umple cu lumină și cu iubire, astfel încât să se finalizeze cât mai repede, cât mai ușor și astfel încât ei să poată să locuiască acolo în cea mai echilibrată armonie, liniște și pace și abundență. Bine, și am schimbat locul de muncă, acum 6 luni, vreau să știu dacă e potrivit pentru mine. Potrivit temporar, văd că... Temporar, da, e ok. Temporar își satisface nevoia de trai și necesitățile. Poate să găsească, să creeze de acum încolo. Ceva și mai bun, da. Mai potrivit, mai bun, mai satisfăcător pentru el. Da. Bine. Aș vrea să știu de ce nu am spor la bani, eu și soția. Avem salarii decente, dar nu putem pune mai nimic deoparte, că se risipesc. Păi, eu nu știu de când nu mai pot îi pune deoparte efectiv în fizic, dar eu văd că are legătură cu de când au început să construiască, parcă, cu portalele care au fost acolo, care le sorbeau efectiv energia, abundența, prosperitatea și energia lor fizică efectiv le absorbea. Zice, de ce nu ne putem împăca cu moștenirile nici din partea mea, nici din partea soției? Mereu sunt și la unul și la altul, unii care vor ei, da. Care fac ei. Da, aici vine cu karmă de familie moștenirile astea. Păi da. Da, aici vine cu multe energii de pe familie, de pe arbore. De pe entitățile la fiecare, da. De pe nu știu ce. Deci aici, eu i-am spus și înainte, soluția o văd cauză deschisă, da? Proces. Da, asta în fizic, dar în ceea ce poate să facă el din energetic e să trimită mereu sfere cu iubire și cu lumină tuturor persoanelor implicate, da, și dacă se ajunge inclusiv la cauză în instanță, inclusiv decidenților care pot să decidă. Dar pot să văd că se pot înțelege amiabil dacă trimite sfere cu lumină și iubire, astfel încât păi astea trebuie să trimită persoanele implicate să ajungă să înțeleagă, să accepte că nu e totul doar despre ei și a lor. Da, da. Mai ales că unul pe mătușa aia care a luat deja averea la ăia din partea ei, pe cine e nevasta cumnata, să fă pe aia să înțeleagă că nu trebuie să o ia și pe averea din partea lui soțul. Păi, în primul rând, ea n-are niciun cuvânt de spus în... Are, că tocmai ea n-a vrut. Păi, ea nu, în primul rând, că ea nu își pune semnătura nicăieri. Soțul trebuie să-și... Soțul păi, soțul nu mai e. Sau nu știu. Da? Deci atunci... ea are un cuvânt de spus și a avut și până acum. Ea e aia care nu vrea pe latura aia. Deci asta vreau să spun. Și trebuie să trimite la sfere non-stop. Da, non-stop, până o calmează, toți. Până o amețește și... Nu numai pe ea, pe toți ceilalți, și sunt nu știu câți dintr-o parte, nu știu câți. Deci dacă poate să facă asta, să facă asta, da? Da, care și să se rezolve pe calea amiabilă, cât mai echilibrat și corect pentru toți. Da. Bine, după ce mi-au furat mașina cu banii care am avut, am cumpărat o mașină pentru muncă. Dar cum noi, când mergem în România, mergem cu mașina, voi putea să cumpăr înapoi mașina la fel pe care mi-au furat-o? Poți să faci orice, Sebastian, de acum. Da, de acum înainte, având energia nouă,
conștientizarea nouă, nemaifiindu-i frică de nimic, închizând toate anihilând blocajele și fiind conștient de ceea ce pot să facă alte entități de acum înainte din jur, curățându-se și protejându-se, poate să-și creeze tot ceea ce vrea el de aici înainte. Zice așa, băiatul mai mic, cel de 15 ani, în fiecare an e semne pe corp. Profesorul Malanga spune că cei răpiți de extraterestri rămân cu semne pe corp. Este adevărat? Depinde. Unele semne de pe corp sunt atipice, nu sunt semne din alea marunii, pete negre sau punctele alea negre de pistrui. Sunt altfel de semne. De obicei, cei răpiți, da, au semne. Uh-huh. Au semne. Păi dar alune, alunițe de astea le ești la răpiți? Și pot fi și din alea, pot fi și mult mai ciudate, păi care da, nu le au toți. Sunt de toate felurile. Dar sunt și oameni care au alunițe și nu sunt răpiți. Deci, exact. Care vin pe, da, cum am și spus, cum i-am spus și lui înainte de sesiune, vin pe arborele genealogic, pe genetică, vin pe translife din vieți în care ai suferit în acele unele corpuri, da, accidente, împușcături, eu știu ce, și deci se transmite din multe, sunt sau apar din multe motive, da? Ceea ce îmi spune partea lui subliminală este că partea subliminală a fiului a suferit o astfel de răpire, dar nu în viața asta, ci în viața trecută. Ca avatar în corp fizic. Da, da. Și vine cumva din viața trecută cu anumite, să zic așa, semne. Bine. A răpirii. De recent, într-o sesiune, dacă nu mă înșel, zice sesiunea lui Constantin, era vorba de icoane. Am vorbit de icoane, da? Și portaluri. Aș vrea să știu ce... Așa. De icoane și portaluri. Le-a pus pe alea să se pupe, cum am zis, dar a mai oprit două crucifixe, care unul era de la căsătorie, n-a putut să se dezlipească de ele. Sebastian, partea subliminală ce îi spune? Și icoanele ascunse după dulap și crucifixele, ce să facă cu ele? Să nu țină nimic ce-l poate afecta sau deschide canale sau atrage entități în jurul lui, să nu păstreze nimic. Să nu lase nicio ușiță acestor entități să intre înapoi în câmpurile lui. Să scape de ele, zice partea subliminală. Nu-i sunt de ajutor cu nimic, zice. Trebuie să aibă mare încredere în el, în forțele lui și în puterea lui de manifestare. Atât, zice, nu alte instrumente. Voința lui și curajul lui, da. Bine, hai să ne uităm aici la femeile alea care a fost să-l curețe. Ok. Deci, a fost. Zice, mă simțeam foarte rău cu spatele. Am găsit două femei care scoteau entitățile. Am fost la ele, m-au pus pe un pat de masaj. Nu le dau numele. Una făcea masaj cu uleiuri, iar Mantida era, să zic. Mantida, cealaltă, umbla pe mine în costum de baie, cu niște pietre și rostea ceva. Mi-au spus că au scos un păianjen mare și mi-au închis portalul pe care l-avea și au deschis pe care l-am. Dar i-au zis că au deschis altul, alt portal. N-am înțeles de ce, ce și ce s-a întâmplat acolo. Ce s-a întâmplat acolo el? Această terapie cu doamnele în costum de baie? A făcut jocul entităților și ale lui. Atunci, în momentul ăla, l-au legat la entitățile lor, dar după aia s-a disipat, să zic așa, ce da, da, după ele. El a văzut, după terapia asta de curățare, apoi simțea că îl atinge noaptea în pat, niște atingeri, dar a simțit și soția. Portalul care l-a deschis a fost pentru entitățile lor. Da, ele. Și de ce îi atingeau? Ce entități erau?
Sucul bușin, cubul și mantide? O sânziană, văd. O sânziană, vezi. Da. Bine. A doua... Băiatul mare e operat de 2 ori la inimă. S-a născut cu o malformație, valvă, în sfârșit. Ideea este, întrebarea este dacă este bine acum, a reușit operația sau se mai poate reface pelicula aceea care s-a refăcut deja odată. Nu, este o reușită. Nu văd să mai aibă. Văd o linie în care mi-o arată acum, partea lui subliminală, în care este bine de aici înainte toată viața. Bine. Și își recapătă, să zic așa, adică poate să ducă o viață aproape normală ca ceilalți oameni. Dacă alții duc o viață normală de 100%, el undeva la 80-85% o va duce normal. Păi da, dar s-a apucat să facă sport acasă. Da, întrebarea este ok. E dacă poate să facă sport asta. Da, în ritmul lui, în forma în care poate el să o facă și fără să exagereze. Bine. Fără să își depășească limitele. El nu are voie să-și depășească limitele. Poate să facă sport atât cât să mențină corpul în parametri normali de sănătate, să zic așa, și de activitate. Da. Deci el nu trebuie să-și depășească limitele sau să se obosească. Bine, hai să vedem. Deci, după ce ți-a curățat energetic de cele 2 doamne în costum de baie, simțea atingeri, dar între timp, nu știu când aia a fost mai de mult, între timp s-a mai dus să-l curețe o altă femeie, pentru că i-a zis un coleg de muncă care era cu energii cu de-astea, fiindcă el simțea că s-a zguduia masa aia, schela pe care lucra la serviciu și cu el și cu colegul. Și ăla l-a îndrumat să meargă aici, la femeia asta, care a zis și ea că a scos niște entități. A apelat pentru că i s-au întâmplat diverse lucruri când îl scuturau masa cu totul, schela. Și îl atingeau noaptea. Femeia respectivă a scos 2 entități, a zis, nu mi-a spus ce erau. Aș dori să aflu dacă au fost adevărate și păianjenul și ălea 2 entități, că am dureri de spate, am probleme cu ochiul drept și dureri la colon cu hemoroizi. Aștept să mă cheme la spital de un an să fac operație la ochi și hemoroizi, dar încă nu l-a luat. Deci femeia asta a doua, ce a mai scos și ea? Erau, existau entitățile astea și păianjenul. Ea a văzut dracul reptilienii, dar nu va să fi scos. Bine. Păianjenul la alea în costum de baie, ce era? Eu n-am. Nu ai văzut nici. Adică au scos ceva, vreun păianjen? Exista un păianjen? Ce au scos au fost niște energii stagnante. Okay. Dacă ele așa au perceput ca fiind un păianjen, atunci e da. Păianjen, bine. Atunci, da. Ok. Eu le văd energii stagnante. Bine, la care... să anuleze orice ritual, acord, ritual, o inițiere de orice fel pe viața asta care l-a dat oricui. Da. Da? Anulează, decrează, dizolvă absolut toate din această sferă de ritualuri, inițieri și alte accepte, acorduri pe care le-a dat. Da. Bine. Să scoată, să pună intenția să se lumineze toate programele nebenefice, dar a făcut și, în sfârșit, din mintea conștientă, a făcut și linie nouă de experimentare. Să lumineze toate programele nebenefice, autoprograme induse, să le ardă pe toate acum, din mintea conștientă. Da. Să impregneze mintea cu această conștientizare și aceste valori discernământ care le are acum. Da. Împregnează totul cu noua energie, noua conștientizare. Bine. Da. Vrea să meargă partea subliminală în sinele mai înalt? Da, dorește. 1, 2, 3. Da, merge în sine de nouă. Trimite raze de lumină până câmpurile energetice. Le curăță, purifică, energizează, regenerează toate structurile și le armonizează.
Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației, 1, 2, 3, aici, și caută matricea originală, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare. ADN nu mai are ca colapsa linia. Câte experiențe a avut în univers? În univers 65.800. Uh-huh. În ce sine ai zis? Că iar n-am ținut minte. 9. 65.800 experiențe, sine de 9. Ok. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Facă sfera de manifestare, aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte. Le susține mental, emoțional, energetic, o acțiune în fizic, până când manifest. Ne uităm și noi la sferele noastre, le concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Da. Și număr de la 1 la 3. Venim aici și acum fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit și investigat în această sesiune. A anulat ritualuri de orice fel, face două sfere generaționale de cea mai înaltă vibrație, le trimite pe acest arbore genealogic, arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el. Da. Mai face încă două sfere din acestea și le trimite pe legătura genetică cu fiecare copil și procedează la fel. Da, de asemenea dizolvă tot. Și acum el adăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, de pretutindeni dizolvă toți egregorii, hologramele, amprentele, energiile stagnante, blocate, entitățile le aspiră pe portal de înaltă vibrație și toate celelalte canale, portaluri, vortexuri, deja să frecvență de pretutindeni, se achid, se sigilează complet. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie. Opresc aici în